Iar Donald Trump are noi derapaje conspiraționiste. Candidatul republican la Casa Albă o acuză pe contracandidata sa, Kamala Harris, că a falsificat pozele de la mitingurile electorale. Mai exact, Trump susține că echipa de campanie a lui Harris ar fi folosit inteligența artificială pentru a masca faptul că la un miting recent al democraților nu era destulă lume. Afirmația lui Trump a fost însă contrazisă de imagini, videoclipuri și relatări de la eveniment. Într-o postare apărută pe Truth Social, rețeaua sa de socializare, Trump a spus că nu era nimeni acolo când Kamala Harris a sosit la aeroportul Metropolitan Wayne County din Detroit și a însoțit textul cu o fotografie cu susținătorii care se adunaseră să o întâmpine pe vicepreședinta SUA. Candidatul republican a acuzat că mulțimea ar fi fost generată folosind inteligența artificială și a repetat o informație care a circulat pe rețelele sociale în ultimele zile, pentru care nu există dovezi. În replică, echipa de campanie a Kamalei Harris a declarat că fotografia a fost făcută de un membru al echipei de campanie la meeting, că nu a fost modificată cu ajutorul inteligenței artificiale și că este o fotografie reală. Acuzația lui Trump că nu ar fi fost nimeni la evenimentul lui Harris este de asemenea contrazisă de fotografii, videoclipuri și rapoarte ale unor publicații de știri independente. Cel puțin o publicație media locală, precum și mai multe internaționale, au estimat că la mitingul organizat într-un hangar de aeroport au participat aproximativ 15.000 de persoane. Mai mult, pe lângă fotografii, există și înregistrări video din mai multe unghiuri cu Harris și Waltz, sosind la miting și coborând din avion în fața unei mulțimi entuziasmate. Trump a insinuat fără dovezi că Harris a falsificat și alte imagini cu mulțimi la mitingurile sale și a acuzat-o fără temei de interferență electorală. Candidatul republican a cerut astfel descalificarea Kamalei Harris din cursa pentru Casa Albă. Acuzațiile republicanului vin în contextul în care mai nou Kamala Harris îl conduce pe Donald Trump cu 4 puncte procentuale în sondajele separate din Wisconsin, Michigan și Pennsylvania, ceea ce arată o diferență semnificativă față de sondajele efectuate înainte ca Biden să renunțe. Echipa de campanie a lui Trump a respins însă rezultatele sondajului. Totodată, la nivel național, Harris l-a devansat pe Trump cu 5 puncte procentuale, iar vicepreședinta SUA conduce cu 42% la 37%.